pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Astăzi, 29.06.2023, conform prevederilor legale în ședință ordinară de Consiliu, conform dispozițiilor numărul 265 din 2306 și 267. Emise de către domnul primar, din cei 14 consilieri, deci sunt prezenți, lipsesc 1, 2, 3, 4. Deci din 14 sunt prezenți 10 consilieri. Da. Da? Absenți nemotivați, lipsește domnul Gavrilă, domnul Matei Laurențiu, domnul Manea Victor și consemnăm că domnul Bătuț s-a prezentat, a semnat ordinea de zi și condica, dar a plecat neparticipând la ordinea de zi, la votarea ordinei de zi, la aprobarea ordinei de zi și implicit a materialelor care se vor supune dezbaterii. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Tot cum ați fost informați, pe ordine de zi avem 3 proiecte de hotărâre, 2 suplimente diverse. Supunem la vot ordinea de zi prezentată de către domnul primar. Cine este pentru? Cine este cineva împotrivă? Nu este nimeni. Deci cu 10 voturi pentru, s-a votat ordinea de zi împotrivă, abținere nimic. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a continua ședința. Începem cu primul proiect pe ordinea zi, proiect numărul 53 din 13.06.2023, privind achiziționarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, faza proiect tehnic pentru obiectiv de investiții, modernizare drumuri de interes local în Comuna Căiuți, județul Bacău. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, despre ce drumuri eu? Consolidare. Aici am avut un loc. Domnul Orhean. S-a înscris la cuvânt domnul Orhean. Aveți cuvântul. Domnul, stați, sunt împotriva acestui proiect. Am mai fost împotriva lui din câteva motive. Unul din motive, prin acest aș vrea un pic mai rar, vă rog. Să vorbiți un pic mai rar, să pot să mă semnez. De acord, doamnă. Da. Sunt împotriva acestui proiect din următoarele motive. Da. Se alocă 2 milioane, aproape 100 de mii de lei pentru reparațiile acestui obiectiv care a fost realizat în perioada trecută, dar necorespunzător. Spuneam nouă dată că acolo au fost executate studii geo, au fost făcute toate cele necesare. Mă întrebam atunci și mă întreb și acum, cum au fost făcute, de a apărut problema respectivă și acum suntem noi nevoiți să mai alocăm încă 2.100.000 de lei. Din acest motiv, sunt împotriva acestui proiect. Vă mulțumesc! S-a înscris la cuvânt domnul consilier Durlan. Aveți cuvântul. Da, vorbim despre un lucru că acum suntem nevoiți să dăm bani. Dacă în momentul respectiv proiectantul sesiza acest lucru, cert e că proiectul inițiat era mai scump, suma la ce se face acum. Acolo nu este nimeni vinovat pentru situația creată. S-a făcut un proiect, s-au făcut studii la momentul respectiv și nu s-a constatat așa ceva. Deci și ca primar și mi-a ca consilier, cât de bun vă credeți în drumul și eu sau oricine, nu putea să se sesizeze așa ceva. Ori, hai să gândim logic. Ori se făcea atunci lucrarea care e acum prins în proiect, care se mărea valoarea, nu s-a făcut pe tot acolo, se ajungea. Nu suntem nevoiți să reparăm o lucrare și un punct unde s-a constatat ulterior când a fost
făcut în termenii care e. Domnul președinte, nu m-aș vrea eu să-i chiar. Mă rog, astea sunt așa, trebuia să stăm cu drumul blocat. Nu m-aș vrea, nu mai intervin. Dar așteptam. Atât de mult. Asteptam. Îi dau cuvânt domnul Orheanu pentru replică. Pentru că s-au făcut referire, vorbitorul dinaintea mea, a făcut referire la considerentele mele, nu, replică, spun următorul lucru. Lucrurile nu stau cum s-au spus, adică dacă constructorul sau cel care a făcut studiul respectiv ar fi constatat necesitatea acestei lucrări care se execută acum, ar fi însemnat aceleași sume. Vă contrazic prin faptul că nu erau aceleași sume numai pentru faptul că se dezlocă lucrarea existentă, dezlocarea ei și reinstalarea altora atrage după sine diferenței de costuri. Și numai din acest punct de vedere, nu putem să punem semnul egal la ceea ce a fost, la ceea ce va fi după intervenția actuală. Vă mulțumesc. Să ne-ai dreptul la replică. Domnul... La ceea ce a spus, da, domnul, la numai intervin, așa? Problema e că primul studiu care s-a făcut, acolo a fost greșeală, că n-a văzut că încă de așa terenul e putut din acolo. Terenul era așa. De atunci este vinovat proiectantul care a făcut, nu știu care a intervenit. Dar dacă s-a prescris garanția, în timpul garanției, dacă se întâmpla așa ceva, răspundea la asta. Dar acolo terenul este de așa, îi de când s-au lăsat acolo, era de ani din zi. Nu s-a studiat ca lumea, trebuia făcut, cum să spun, trebuia făcut niște consolidări mai serioase, adică studiul ca lumea. Eu de asta am zis interviu, pentru că s-a prescris probabil garanția și s-a pierdut acum o sumă. Ați terminat? Da, mulțumesc. Domnul primar, spuneți-vă, s-a pierdut garanția, e garanție, nu e garanție, ce există? Da, a terminat, da. Un pic, să întrebăm dacă s-a terminat. La prima. Sunt lucrări care au apărut în timpul execuției. Pe orice lucrare, până în 50%, e prevăzut în document, în lege, că se poate întâmpla la orice lucrare, se poate întâmpla, e o calamitate acolo. Au făcut, m-au făcut, trebuie făcută ca să putem recepționa lucrarea, că... Sau o putem face ca și o lucrare nouă. Din ce cauză? Că eu am închis jumătate de sat. Și așa avem scandalul în lumea acum cu oamenii cei de sus, lângă biserică, de trei camioane, că de zonă toată, bă, iar treci un camion pe aici. Eu ies cu pară, eu ies cu oaia, eu... Bine, deci cu altul noi nu putem vorbi de garanția, toate lucrurile nu au fost recepționate. Nu, 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 ce să mai dezblocăm din lucrarea făcută, că a fost un strat de asfalt care s-a rupt pe 50 de metri, am văzut. Acolo, înainte, știm toți ce știu, născut în Căriță, de când mă știu, m-am dus permanent. Niciodată, în afara faptului că, într-adevăr, era terenul mai umed, Nelu știe, nu a fost rupt. Acolo s-a trecut cu tonaj, dar la un moment dat, în urma ploilor, care a fost acum 2 ani, sau când au fost, a cedat. Că dacă se vedea, credeți, proiectantul nu dădea și lucrarea care se face acum, vorba primară, era inclus în proiect, sau dacă a fost norocul să întâmple în timpul derulării, nu s-o pe nici garanție nimic, s-a intervenit să facă lucrarea. Și eu zic că din bună augur, că nu o să mai fie probleme pe drumul ăla niciodată. Deci cum mai vedeam acum o postare, domnul Mărcuț, cum poți să postez așa, că din potriva primarului sau comunității aș putea să fiu, nu pot să postez. Adică asta ori dă tentă electorală, ori prostii, dar prostii cu P mari, litere mari, spun. Că nu are cum să spui că aveți bani să faceți acolo pe lucrare făcută, dublați prețul. No, mă, oameni, nu, chiar până aici... Chiar dacă mai fost, nu să scrii. Chiar dacă mai fost plătit odată, mai plătim încă odată... Încă odată. Astea sunt da? Anomalii și Facebook-ul. Mulțumesc. Bun. Să mai vreți cineva problem? Să votăm. Nu, vreți mai vreți la nu, vreau să votăm. Bun. Deci nu mai sunt scrie nimeni la cuvânt. Prin urmare, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abține. Deci, nou... deci cu 9 voturi. Pentru. 9 voturi pentru, 1 împotrivă. S-a adoptat proiectul de zero abține. Poftim? Și 0 abține. Da, 0 abține. Sau numărul 53, nu? Da. Așa, sunt greșesc. Trecem la următorul proiect, de ordinea de zi, proiect numărul 54.
privind însușirea suprafeței măsurate a unui imobil aflat în intravilanul domeniului public al Comunei Crăit, județul Bacău. Dacă sunt înscrieți la cuvânt. Deci, dacă în acea cuvânt. Nu, ori avem și o să fie și în ședință următoare, în grămadă de proiecte, de genul ăsta. Ședința următoare o să fie pentru apă, pentru extinderea de apă, o grămadă de trecere. Se actualizează domeniul deoarece public. Domeniul public, deoarece s-au făcut lucrări de istorie, le-au făcut lucrări de cadastru. Exact. Deci, ca să putem să depunem documentații la pentru finanțare. Referitor la acest proiect, dacă ați văzut, a fost odată măsurat, s-a remăsurat și s-a constatat că a plus de 100 de metri în plus. Da. Deci dacă nu sunt înscris la cuvânt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, un vot împotrivă, abține. Un vot împotrivă, domnul Morheanu. Și zero abține. Zero abține și cu 9 s-a trecut, 9 voturi pentru. Da, domnul Morheanu, trebuie 10. 54. Da, trebuie 10 la domnul Morheanu. Cred, da. Da, 10. Vedem, dacă vedem după aia. Nu e aprobat. Dar revenim, domnul Chianu, și de acord să înscriem. Mergem mai departe? Nu, dar mai trebuie. Venim la ședința următoare. Continuăm ședința, vă rog. Haideți, următorul proiect de ordine de zi, proiect numărul 56, privind aprobarea studiului de fizabilitate a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, extindere rețea de apă în Comuna Căiuș, județul Bacău, aprobat proiectul finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dacă sunt înscrieți la cuvânt, în marginea acestui proiect, s-a înscris la cuvânt domnul Orheanu, s-a mai scris cineva? Domnul Orheanu răspunde. Domnilor, nu odată am fost conte de aceea să dată următoarele lucruri, anume, se acționează pentru realizarea unor lucruri, bun înțeles pentru îmbunătățirea vieții concetățenilor noștri, doar în câteva state. În câteva state se fac lucrări de reabilitare drumuri asfaltate, în câteva state se fac aducțiuni de apă, canalizări și așa mai departe. Sunt 4 state componente ale comunei în care de foarte mult timp nu s-a mai făcut nimica. Vorbind iar de acel termen pretențios, prioritizarea lucrurilor, am să zic și de această dată că... Da, dați voi să vă întrerupiți, poate... Dar aici vorbim și bine, voi știi hârtiu, ce? Poftiți? Aici vorbim și bine, voi știi. Nu, a spus... Nu-i vorba, nu-i vorba de... La Angel Salini, apa? Nu-i vorba de extindere, nu-i vorba de ăla la... Extindere pe la vechi, am înțeles. De la vechi, vorba de extindere, nu e la mă. Nu era la noi. Nu, eu am găsat mine de domnului. Dar la noi e extindere. Dar nu e extindere. Aici e extindere. Așa se denumește, așa se denumește proiectul. Mi se pare corect să se cheme așa? Fiindcă nu e rețea nouă înființată, domnul Orheanu. Noi avem una vechi. Practic extins ceva ce ai. Avem instalația care este făcută în Popeni, Lidar și Căiuți, da? Și noi extindem Pralea, să cu aducine de apă la Pralea. Feltiu, Boiști, Prânceni. Extindere. Știu că mai există un alt proiect. Ăla e apa mică, zicem noi, dar n-am treabă. Nu i-a spus extindere. Acum am votat, uitați, extindem, votat în extindere. Domnul Ocheanu, haideți gândiți logic. Dacă zic că ai un sistem existent, mai faci unul... Și știți de unde se poate extindere? Domnule primar, știți de ce apar aceste nepotriviri de raportări la proiectul pe care veniți cu ele? Pentru că nu odată am cerut, de ani de zile, v-am cerut următorul lucru. În lista de investiții, cât și în proiectele la care vă referiți, pentru reabilitări, asfaltări de șosele, drumuri, nominalizați, domnule, obiectivul clar. Drum, uliță, șosea. De la numărul până la numărul, de la numărul până la numărul, și așa mai departe. Nu faceți, faceți o identificare clară, corectă a obiectului care face, a locului care face investiția respectivă, care este constituită. Din această cauză,
Unde discutăm că e proiectul mare, de apă. Da, da, da. Da. Nu, da. Să ne chemă altfel, și eu știu că se chemă altfel. Că se chemă altfel, păi dar schimbați de mine. Nu era o extindere, cine era? Nu e extindere, nu era extindere. Aducțiune. Era aducțiune apă. Era apă potabilă, pralea, satele, nu era apă. Aducțiune putare, aducțiune apă. Da, era apă. Asta era extinderea. Sistem. Extinderea la vechi, de găiuți și prin ce mai era pe scapier. Așa este trecut la Ministerul Dezvoltării pe Angel Salin. Pe denumirea asta, pe proiectul ăsta, am primit 163 de mii de lei, în bani vechi, 163 de miliarde. Pe aducțiunea asta de euro. 4 milioane aproape de euro. De euro. Și 90 ceva de miliarde, 900, da? 900 de miliarde, s-o convin, pe canalizare. Aia sunt banii primiți la Angel Salini, de-aia e și scris aici, Angel Salini, așa este. Dar aia spuneți-mă, în paralel merge și cu ceva. Exact. Prima și numele de sursa de finanțare, eu v-am spus dumneavoastră că acest proiect se referă și la satele la care dumneavoastră faceți referire. Aia am vrut să vă atenționez. Poate nu-l votați. Aia, nu vreau să mă leg de altceva, doar de faptul că acest proiect se referă și la satele Heldiu, Vrânceni, Boiște. E vorba de proiectul de aducțiune apă de la Prada, care exact. Se dează toate satele extindere. Atunci ai spus aducțiune, acum ai extindere. Ce contează? Vin cu hârtia. S-a schimbat de domnie și atâta de... Dacă e programul din Angel Salini, să ai de parte ceva. Doamne, continuați. Hai, continuați. Ați ridicat și luna trecută, îmi cer scuze, nu luna trecută, ședința trecută. Deci aceste proiecte de investiții au fost aprobate din vechi. Da? Deci nu se mai pot modifica denumirea, pentru că așa au primit, pe această denumire au primit finanțarea. Deci pe viitor, la următoarele proiecte de investiții care vor fi supuse aprobărilor dumneavoastră, am comunicat cerința dumneavoastră de a se delimita obiectivul clar. Acestea aprobări vin din vechi și nu mai putem să modificăm odată ce s-a primit finanțarea. V-am înțeles, doamnă. Și am mai băgat un lucru. Să se pagineze toate proiectele respective, pentru că atunci când ne raportăm la ele, eu mă refer la o problemă de acolo, spun pagina proiectul numărul proiectului și pagina acela. Și atunci dumneavoastră nu dați răspunsul. Pentru că data trecută v-am arătat. Paginația în care am comunicat și asta. Nu sunt. Era paginația și dată. Haideți să... Dacă nu mai sunt discuții legate de acest proiect, să punem la vot. Cine este pentru? Domnul Isătescu pentru? Da, e pentru. Pentru proiectul ăsta? Da, corect. Da. Împotrivă? Împotrivă nu-i nimeni. Se abține cineva? A trecut 3-0 cu 10 voturi. 10 voturi. Trecem la proiectul de ordine suplimentară pe ordine de zi. Proiect numărul 57. Privind aprobarea participării Comunei Căiuți în programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 RABA Plus. Dacă se scrie cineva la cuvânt. Domnul Archeanu, mai scrie cineva? Aveți cuvântul, domnul Archeanu. Un amendament la acest proiect. Scoateți articolul 1.2 din propunerea. Dar cine scrie la rândul 2? Se aprobă excepționarul unui autobuz electric în limita sumei de 120.000 lei, finanțată prin programul privind reducerea emisiilor de gaze. Am să motivez. La câte autovehicule, am să fac un studiu, la câte autovehicule sunt în Comuna Căiuți și mai poluante decât multe altele, așa, adun cei 2.095.727 cu 120.000 această sumă și ajungem la 2,2 milioane de lei bani care puteau fi îndreptați către cu totul altă părți, pentru că adevărul e o picătură. Ceea ce vreți dumneavoastră să faceți cu un autovehicul dumneavoastră este o picătură într-un ocean. Sternat? Da, amendamentul ăsta, dacă scoateți articolul ăsta. Vreau să mă scriu și eu la cuvânt. O problemă am constatat de formă și nu de fond.
în referatul de aprobare, cât și în referatul de aducină, s-a greșit interpretarea legii 34, ordonanța de urgență 34 din 2023. Aici vorbește peste tot și aici în referatul acolo la programarea unor termeni. Ori legea ordonanței se referă la prorogarea unor termeni. Da, eu probabil păi eroare de recapitare. Păi, dar să nu rămân așa, una e programarea, una e programarea de termeni. Și a doua problemă este, eu înțeleg că noi vrem să primăria sau comuna să achiziționăm un autovehicul electric. Foarte bine, că ne-l dă gratis asta, dar ca să ne-l dea gratis, trebuie să îndeplinim niște condiții, bănuiesc și noi. Da. Și care să le, adică condiții, am înțeles, criterii de eligibilitate. Da, alea sunt. Păi alea. Ca să ți-l dea. Dar ca să ți-l dea, nu trebuie să vii și tu știi. Nu, tocmai asta am aprobat în hotărâre. Deci vom achiziționa autoturismul respectiv, deoarece beneficiem de acel eco-ticket în valoare de 120.000 de lei. Nu dă primăria niciun ban. Deci banii, beneficiem de acești bani din fondul de mediu. Considerăm că am înțeles că nu dăm, primăria nu dă niciun ban. Da, dar pentru asta bănuiesc... Pe acele condiții, deci le îndeplinim. Am înțeles că îndeplinești condițiile ca să obții asta. Da. Dar pentru în afara asta programului propriu-zis, bănuiesc că primăria se angajează sau trebuie să facă ceva în anii ăștia, că așa pe dată, păi care-i scopul atunci acestui provenit? Scrie în problema ca să primăria să iau statul și dea primăriei un autoturism gratis de aici, așa? Fondul de mediu, sunt curașii și... Sunt bani de la fondul de mediu. Eu am înțeles, doamne, fondul de mediu. Nu trebuie să vedeți, și chiar prin excepții nici nu trebuie să dăm autovehicul. Eu am înțeles, doamne, chestiile astea și înțeleg că îl dă degeaba, că îl dă, dar... Nu e fost așa de prost, dă degeaba, că îl dă, statul de la stat. Păi statul de la stat, dar cum dă și mie degeaba primării astăzi? Păi dar nu sunteți stat. Dar să dă și la persoană, nu numai de acest proiect, este și la persoane fizice și persoane fizice au mai puțin valoare, dar se dă și la 10.000 de euro. Da, dar acolo trebuie să dai și două mașini, nu știu ce. O mașină sau două. Aici nu trebuie să dai nimic, doar asta se scoate în evidență, doamnă, ați înțeles? Da, Deci, nu este necesar. Nu trebuie și trebuie să facă de vreo. Nu trebuie să facă. Numai faptul că am devenit cum ea, o mașină. Ia o mașină. Nu este, doamnă Matei, hai ca să, nu este necesar absolut, dar ne-am gândit. Atâta timp cât ne oferă gratis, putem lua doar Dacia Sprint, aia Sprint, aia viu cu autonomie de 180 de kilometri. Dar ne-am gândit, bă, dacă o trimis la Bacău, să stea să nu mai ajungă înapoi, da? Stă să încarcă la Bacău și vine și înapoi. Asta e. Mai faci și hotelul, trebuie... Treaba, nu știu, na, în fine. Ca să dă voie, îți dă aceiași bani, că nu trebuia. Ca să iei mașină cu autonomie mai mare, dar trebuie să mai pui tu bani de bocitorul car. Dar nu trebuie. Adică, poți să-i... Ne-am cerut oferte de la Cristo, ne-am cerut oferte la Volkswagen, la Skoda, de la... de tot. Bine, alea trebuie să mai pui bani ca să-i iei. Dar ca, cu banii de la ei, ne încadrăm doar la această dată. Dacă ne dă gratis fără să facem nimic, dar băi, ești solo. Și știți cum e atunci, doamnă primar, știți cum e vremea, vorba. Și la moaca să ne vorbim, hai, ce n-ai vrea să te încopii, îți dă cineva moaca, nu iei. Orice vine, trebuie să primești în curte, că-i cald. Da, da, așa dacă vine, dacă este. Este necesar la primării, tragi una dintre asta la altă pe dreapta. Oneștiu, asistența socială prin comună, din mes, că voi merg toată ziua, să fii făcut anchetă, de făcut aia, nu înțeles, eu sunt de acord dacă luați mașina de la pază cu noapte. Nu mai dau. Eu, nu avem pază. Eu știu. Deci am înțeles, deci primăria nu are niciun fel de obligație. Dacă avea un loc. Înțeles, dacă nici nu așa... Asta eu cred că e general, la toate primării. Da, asta e un vot. Mai sunt să scrie la cuvânt? Să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Deci o abține. Pentru că nu ați trecut, mă abțin, pentru că nu s-a trecut amendamentul domnului Durlan cu luat o mașină, nu știu de unde. Hai, du-te chiar. Eu mă gândeam acum că ești împotriva... Schimbării mediului. Adică vă rog că continuăm cu ultimul proiect de ordine de zi, proiectul 58.
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din subordinea Consiliului Local Căiuț la data de 31 decembrie 2022 și la data de 31 martie 2023. Dacă sunt înscris la cuvânt, vă rog. Deci nu sunt înscris la cuvânt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Sunt împotrivă, motivez că abținerea a fost împotriva proiectelor în legătură cu acest serviciu. Nu, sunt împotrivă că n-aveți apă la hertură. Nu, dar astea sunt conform legii, trebuie să le aport. E obligație legală a Consiliului. Deci aprobarea închiderii contului de execuție... Eu am fost în legătură cu acest serviciu, care acum aș propune să fie contul de execuție. Am fost împotriva unor proiecte în legătură cu acest serviciu. Nu pot acum să fiu pentru... Dar asta este obligații legale. Dacă ar fi obligativitate să votez pentru, nu mă întrebați cine se abține, cine pentru și cine împotrivă. Acum, la punctul de vedere, să dați voi să... Haideți, vă rog frumos, să trecem, să au epuizat cele 5 proiecte din lucru. Așa trecem la punctul divers. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Durlan. Domnul Roșcan. Domnul Roșcan. Domnul Bărbuță, atât. Deci s-au înscris la cuvânt doi consilieri. Dăm cuvântul domnului Durlan. Vreau să întreb domnul Orheanu, dacă nu revine la proiectul cu domeniul public sau să-mi spună mie, măcar după ședință, de ce nu a aprobat proiectul ăla? Cu trecerea unui străzi în domeniul public. Pentru că nu am găsit suficiente argumente în motivații a diferențelor care au fost constatate. Stați, pentru că a vorbit domnul Teanu, vreau să zic domnul Teanu. Când noi mai facem dialog așa, cum rău, constructiv, vreau să vă spun ceva. E o constatare personală, nu trebuie să cred că spun în Consiliu. Dumneavoastră să dați repede. Doamne, eu cred că dacă dumneavoastră ați începe să votați anumite lucruri, care să fac corect în alte sate, cred că și restul consilierilor ar fi mai concilianți și ar veni peste primar. Domnule, hai, uite domnul, mi susține, hai să susține și noi trei asfaltări. Și dacă vin asfaltările până în alegeri și la Hertiudor, vă mai opresc? Cu siguranță până în alegeri vor veni. Eu am convingerea asta. Poate să facă după alegeri. Cât trebuie de dialogul care vreți să-l faceți? Bine, haideți ca o paralelă. Mă scuzați. Domnul viceprimar, o problemă, știți că noi ne duelăm așa. Când treceți de la dumneavoastră la proprietate, intrați pe drumul Hertiudor, pe stânga acolo, ce suntem? Și eu, magazinul, soția. Când se ia cu noile alea de acolo? Că acum mai nou domnul Țuluca Ion și mai eu, Cărțanu, identific, să mă uit pe cameră, vine cu trocariciul ăla, o descărcat tot acolo. Nu are nicio treabă. Saci cu gunoaie, cu tot acolo, încerc să fie mai un pic ghenă de gunoi. Îți pline, dau pe afară. Trebuie urmate, puneți cărut, tractorul, iau eu 20 de litri de motorin și le dăm foc în ceapa amândoi. Nu mai dispare. Deci e din pe stradă, nu? O fi uitat că noi fiți primar. Duc la primar în poartă. Da, nu, e în poartă, că-și patru container. Da, ce este așa? Ce zice dumneavoastră? Am vorbit cu băieță, adică cu luni vine și le golim și din partea aia o să le iei din două săptămâni, nu o să le mai iei o dată pe lună cum merge da, la da, pentru că acum... Mult și deci a vorbit cu ei... Eu v-am zis, că ce să fac la că vreau să le iau cu trocareți, cu tot. Luni, deci luni vine și le și din două săptămâni, nu mai durează acolo o lună. Mă uitam astăzi, chiar astăzi am trecut, că mi-a zis că avem ședință și zis, am dat așa o tură prin cartier, cu vă 5-6 roabe și cu vă 10 aici, mergeți și ascupați găurile, că este păcat de ele. Uite, ia să fac pe ulița aici, mai la Valis, 2-3 roabe, pe partea aia la altă 4-5, e păcat de asfaltul ăsta care mai mă aici de la Șervan, 2-3 uite. Puteți să achiziționa pe reparații grunt, că nu funcționează asfaltate și reparați acolo. Mai ales dincolo, dar cu ce să spun, că am mai zis rândul trecut, era, știți, la mașinile alea mari,
Chiar porțiunea aia s-a distrus-o tot, poc, poc, poc. Și păcat de el. Și vechea doleam, spuneți cineva să scosească pe lângă terenul de sport, hai să vede urât. E cosă. Acolo, spre WC-ul, partea aia. Facem poza acum, mie. Acum? Atunci felicitări. Nu vă mai critic, vă felicitări. Asta-i da? Și ultima care vreau să zic, ai reparat gardul, ai făcut-o, dă-i și-o lopsea, că ce-o să-l ginească. Gardul de aici. Mulțumesc. Bun, are cuvântul domnul consilier Roșcan, vă rog. Ultima, referitor la lucrarea din sat, repararea asfaltului acolo, din terenul. Estimați odată cât mai durează? Aveți informații? 2 săptămâni. Da. Ce da. Să poată circula pe el. Da. Mai e o problemă. Vin diversi coperi, transportatori auto, care nu știu de incidentul. Sunt contacte în derulare, sunt. Vin, când ajung acolo, e drumul rupt, luat-o pe acolo. Omul trece pe acolo, ies un loc bât, dacă îți omor, că spargă mașină. Tot nu știu, nu reglementează niciun sens de circulație. Eu dau autorități în fiecare dacă îmi sparge geamul sau să-l băgă. Pentru că eu n-am văzut acolo că e interzis un tocaș, că e interzis un camion. Drumul și nu ajung, dar la cele mai mare, la deal, la deal, pe acolo, pot după ceilalți. Deci n-am nicio restricție, n-am nimic. Decât că eu ies ăla cât îmi buie, cât îți fac, adică m-ați înțeles. Noi, eu cred că am o relație foarte ok cu o colusie. Dar nu e vorba de o colusie, adică să-și au domenicalitate pentru care circulă mașina. Când s-a început lucrarea acolo, eu am făcut întâi oficial la o colusie. Și am anunțat întreruperea circulației pe acel drum. Și am întrebat câte contracte sunt în derulare și să le amâne pentru 2 luni. Deci, că bazinetul Mateaș, înțeleg, pe acolo circulă și am contractele care sunt în derulare, s-a anunțat, că, deci la acolo este hârtie oficială de la primărie, care s-a anunțat că să nu mai meargă mașini de tonaj. Acum... Da, omul e obligat să se apropie să le restricționeze, pentru că omul vine. Bă, omul vine, dar omul, când îi dă contractul omului, îi spune, băi, vezi că acolo, când ai luat lot, masele, masă, ce ai luat, că știm ce înseamnă, da, că e restricționată. Cel mai bine era acolo, la biserică, să se interesează. Dar omul știa, dar poate fi se rătăcește unul, care un om să meargă pe prale și pe el. Și acolo cineva le ia și îl apostrofează și face și amenință. Domnule, am o vedică, că de acolo se circulă, el a spus. Puneți-i că am plecat de acolo. Puneți ceva, pentru că atunci, adică așa mi se pare corect. Iar adevărul, oamenii de acolo cum au dreptate, că mașinile din tonaj prea poate să circule pe acolo. Ăla a fost drum de căruță. Cândva o dată au făcut case pe... Na, pe pământ. Nu ca structură ținită. Mă intri cu una pe simplu, mai zici, dacă mă vezi cu remorcă și pe aia sau una... Da, n-au fost cazul de așa ceva, dar totuși... Da, m-au sunat și pe mine unii. Eram la balcon și m-au sunat că au ieșit nu știu cine și nu mi-a dat voie să treacă. Băi, n-am ce să-ți fac. Eu am informat că... Am informat prin hârtie la ocol, n-am informat... Sunt agenții ecologici, dar ei nu pot să se restricționeze. Nu, prin lege, orice contract se prelungește pe perioada întrerupte autorității. Care știu că sumarul nu se permite chestia asta. Sumarul se prelungește, prin lege. Problema e că au fost... Încă o dată, ne întoarcem acolo. E variantea că au găsit portița aia cu drumul acolo, dar dacă nu era ăla... Dacă nu era varianta aia, ocolirea. Câte ani lasă? Deci, pentru cazul de astea, oricine cu vârtii făcute, să mărește și sunt mari. Mai aveți alte probleme? Nu, mulțumesc. Bun, are cuvântul domnul consilier Orchean. Vă rog, domnul. Iar? 3 puncte. 1. La propunerea să fiu conciliat cu un consiliu, eu am încercat să fiu conciliat cu primarul, nu cu colegii. Cât despre colegii, niciodată nu s-au luat. Asta e un aspect, al doilea. Nu mai întreb de asfalt care e promis de anul trecut, pentru că am convingerea că înaintea alegerilor se va realiza asfaltarea. Întreb în schimb de pod când va intra la o reală reparație. Când e mai curs primar. Dacă am ținut cont de ședința extraordinară sau de îndată care a fost, în care s-a pus problema mișcării unor bani de la pod către altceva,
ar trebui să așteptăm luna august. Deci mai trec două luni. Dar nu e vorba de bani, domnul Ocean. Nu, dar tot ce e vorba. E vorba de proiectant, constructor, altul ne-a cerut alte ridicări, tot că din luptul, când au fost făcute ultimele, s-a modificat albia și nu știu ce. Aici ne învârtim. Aici nu ne învârtim. E toată libertatea. Treaba cu reabilitarea codului a fost prost începută de la bun început, în sensul că, amintiți-vă, în primul proiect pe care l-am plătit noi, în primul studii făcute, s-a vorbit de toți pilonii că trebuie infrastructura pilonilor. După aia s-a revenit cu un alt studiu, cu alte chestiuni, dumneavoastră a spus-o, da. Doar la câțiva, nu la toți, doar la câțiva. Ca în final, acum s-au auzit, că nu mai e necesar nicio intervenție la aceștia. Păi o zi zboară, zi nu zboară, domnule. Păi ce fel de studii au fost alea făcute, dacă... Eu am înțeles. Eu am întrebat. Și? Păi ce dracu facem, domnule? Stăm în bătaia vântului așa după... Că dumneavoastră spuneați că astea costă. Dar totul costă. De exemplu, repararea drumului acolo. Domnul primar, trebuie să fiți un pic mai intransigent cu cei cu care colaborăm. Cu proiectanți, cu executanți de studii și așa mai departe. Că dumneavoastră spuneați în ședința de îndată, lasă, domnule, că nu ne pricepem toți la poduri și la drumuri. Nu-i mare lucru să coborăm sub pod acolo și să vedem, să constatăm că deplasarea unui timpan de acolo către interior, așa, produce o pagubă care nu cât ne-a costat până acum și cât are să ne coste după stadiul în care s-a apucat podul. Ne va costa de câteva ori mai mult dacă se va întâmpla căderi de grinzi și așa mai departe. Și plus tragedii, probabil. Eu asta întreb. Dom'le, mi-a zis dom'le la organele județene să vă dea sprijinul necesar. Păi dar vine numai la tăiat de panglici cei care, ca să nu-mi spun altfel. Am dat citatul de la Suceava. Ați spătat un drum, faceți o uriță, nu știu ce, hai să soborul de preoți și cumpam, gata iată. Nu se poate. Eu vă întreb, dar ne dați dumneavoastră, că de fiecare dată, nu-i prima dată când pun întrebări, și la care așteptam răspunsul. Odată ce președintele de ședință a încheiat ședința, declar ședința închisă, paibie. N-am primit la majoritate, n-am primit niciun răspuns. Și a treia problemă. Iar o treabă făcută nu cum ar trebui. Am stabilit că și dumneavoastră primăria am constatat și eu, prin deplasarea angajaților pe care aveți în serviciul respectiv, controlați cu belele dacă colectarea în vederea predării gunoiului, dacă se face selectiv. Și spunea dumneavoastră de acei saci. Eu dau saci de la mine. Am dat cu bidoane, am dat cu sticluri, dau separat cu toate cele. Problema se pune, îmi ridică alți cetățeni probleme. Păi ce câte oameni, ei vor să le dau, dar de unde să iei eu saci să le pun separat? Că nu toată lumea, nu tuturor ne stă în putință ca să cumpărăm un set de saci din la două luni sau la trei luni vă dată. Deci aveți și în vedere și atât de lucru. Dar vă rog frumos, cu podul, spuneți o dată, estimativ. Eu știu că dumneavoastră vezi, nu v-a acuz că nu vreți să-l reparați, dar când? Și vreau să vă mai spun un lucru. De-a doua zi, de la ședința de îndată, de-a doua zi, alte două mașini pe podul respectiv. De-a doua zi! La ce? Pancarta aia acolo? Da, asta sunt probleme. Oh. Așteptați răspunsul meu, stați, că vreau de unul. Dar nu lăsa dialog. Dar de ce nu zici tot? Și gata, închid din ședință. Nu vreau să fac dialog cu nimeni, mai ales că nu cheamă și cu nimeni. Nu vreau să fac dialog. Sigur vreau să vă asigur, în special prin asta domnul Ocheanu, că podul nu stă loc din cauza banilor. Că a fost o problemă la început din 2017, a fost o problemă și vă spun care a fost problema, că a fost subevaluat. Ne-am eftenit, că am zis că ne-am eftenit. A venit proiectantul la pachet, constructorul și-a luat 70% din valoare
Și acum nu știu cum să facă ca să scoată, să scoată cămașa. Cine-i vinovat? Păi, uite, cine-i vinovat, dar noi suferim. Nu știu dacă vine cineva, dar comunitatea suferă. Păi, domnul primar. N-ai problemă. Nu fac dialog, v-am zis. Da, asta nu știi bani. Sperăm cât de repede să putem. Trebuia să ia gâtul la constructor de atunci, da? Perdea finanțarea. Nu am făcut atunci, că rezidea vreau dragul pe contractul, pentru că o să mai ieftină. Perdeam finanțarea. Ați motivat că perdeam finanțarea. De atunci a existat de 2007 timp suficient ca să redeschide toate. Dar s-a închis din ea de finanțare. Doar dacă prindeam pe Angel Salini sau pe altă linie. Dacă nu prindeam. Păi o prindeam, că era necesitate, domnul Pătrăcu, Bun, mai sunt, mai doriți cineva să scrie la cuvânt? Declar că ședința închisă. Acum vorbiți că...